Judecătorii de la Tribunalul Gorj au analizat din nou măsura de arestare preventivă dispusă în cazul bărbatului acuzat că și-a legat soția de calorifer ca să o convingă să renunțe la divorțul care l-ar fi lăsat pe drumuri în urma partajului. Menține măsura arestării preventive luate față de inculpatul Ciobanu Ion, cu drept de contestație în termen de 48 de ore de la comunicare. Femeia care a stat 8 ore cu funia de gât a avut parte de o adevărată surpriză. Bărbatul de care vrea să divorțeze i-a trimis o scrisoare prin care insistă să îl ierte. Să-l iert că a vrut doar să mă sperie și își cere iertare în numele copiilor și a nepoatei noastre și că nu o să facă nimic dacă îl iert. Pentru mine a fost un șoc și eu un șoc. Vă gândiți să-l iertați? Eu? După scrisoarea aceasta? Să-l ierte Dumnezeu și cine o vrea. Și dacă îl iert, unde să duce? Bărbatul nu a recunoscut niciodată că a vrut să-și omoare soția. Ce-ați făcut? Ați legat-o? Ați legat-o de calorifer? Ce-ați avut cu dânsa? Dar ce s-a întâmplat? A vrut să se omoare? De ce ați legat-o? Cum ați putut să o lăsați 8 ore acolo legată? Vreați casa? Fapta a fost comisă la jumătatea lunii iulie, iar de atunci Ion Ciobanu se află în arest. Pe 10 septembrie, judecătoria Târgu Jiu va analiza cererea de divorț formulată de victimă.